Și abbiamo sadocchi? Sì, sadocchi. Dacă de la început erau așa maximum prin aprilie, mai, era așa maximum 40, până la 40 și era, tot era foarte plin, dar din iunie, iulie a început să fie full, chiar să fie foarte, adică numărul limit de paturi care noi putem să-l oferim în secție de reanimare. Spun în prezent, pentru că sunt foarte multe cazuri, știți și dumneavoastră, sunt foarte multe cazuri și sunt foarte multe cazuri grave. Și toate cazurile grave vin respectiv la noi în reanimare. Sunt doar rău, dar mai bine? Sunt mai rău? Nu? Mai rău? Lăsați tot să fie bine. Olea, ești mata pe răzgăvare, mă n-ați primat. Tocmai eu prind poezii, da? Tocmai dar ne-am văzut mălceai după ce știi. Dar trebuie să vedem, poate facem să începem. Facem suplare din stânga pentru curător și aceea e din dreapta o să punem. Da? Da. Eu cred că găsesc și mai bine. Da, dar vezi că sunt doi. Haideți, haideți. Ce sunt doi? Catetru și ăla și cum e de furt și pe un om între eu. Care? Catetru pentru că suntem o filtrare din dreapta îl punem. Suplare din stânga pentru curător. Așa, noi așa am făcut. Idealul. Mă duc să-i pot să plăcă de fără, da? 4, să luăm 4, 4, 3. Da, așa, da? Da, din parte și din dreapta. Din dreapta și din stânga. Din dreapta pune pentru hemodializă. Hemofiltrare, dar din stânga pune să plăcă pentru... Acestea este ăla care e special. Da, dacă și el? Cum e și el să rezolvă? Eu sunt student la medicină, anul 5. Activez în cadrul Institutului de Medicină Urgentă de un an de zile deja. Mi-e dor de perioada aceea pentru că nu era așa haos, nu știu. Acum cu izolarea asta și pacienții sunt mai gravi, chiar sunt mult mai gravi. Și necesită să depunem stăruință mult mai mult decât până acum era. Noi toți lucrătorii medicali, când intrăm în zonă, întotdeauna ne uităm la toți pacienții, nu vrem să vedem cineva din rude sau cunoscuți acolo. Întotdeauna toți suntem de chestia asta, asta e frica cea mai mare la orice lucrător medical. Dacă pentru Ministerul Sănătății e o cifră care se adaugă la numărul de decese, la noi fiecare deces rămâne o amprentă. Fiecare. Dar acum, de când s-a început cu COVID-ul, avem mai multe decese. Uitați, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 3 ori 4. Mă bucur foarte mult că văd că se transferă vreun bolnav, vreun pacient de la noi din secție de reanimare, se transferă în altă secție. Și așa bucuroș, mulțumim și te bucur într-adevăr că și-o revenit și mai bine și poate respira de sine statător. Pentru că vezi cumva că ceea ce faci tu și încerci munca ta e cumva o vezi. O vezi ea că într-adevăr pacientul ăsta a ieșit. Am învățat foarte, foarte multe lucruri. Practica bate teorie. E drept, înveți teorie, înveți lucruri care trebuie să le știi, care sunt necesare, dar fără practică asta se egalează cu zero. Dar
E foarte dificil, dar reușesc. E un program mult mai încărcat, e drept, foarte încărcat. Și chiar cât ești la lucru, trebuie să înveți. Chiar dacă ai orele este liber, oricum trebuie să stai cu cartea în mână și să înveți, pentru că altfel nu ai cum. A doua zi ai de răspuns materialul care l-ai învățat, dar dacă nu ai învățat, de unde să-l știi? A fost o tură foarte grea, pentru că sunt foarte mulți pacienți și majoritatea sunt intubați. Dacă până acum prevalau pacienții în stare conștient conectat la aparat de oxigenare non-invazivă, acum sunt majoritatea intubați. Și e mult mai dificilă conduita terapeutică cu ei. Abilități foarte bune de comunicare, deci una dintre ele este ascultarea atentă a pacientului fără a-l întrerupe sau a-i redirecționa răspuns. Dacă a fost întrerupt sau redirecționat, să știți că n-ați aflat de ce a venit anume astăzi la dumneavoastră. Da, înainte beam câte 3 cafele pe zi. Nu aveam energie, nu știu, eram foarte, foarte obosită, așa mă simțeam, mult de lucru, dar nu-i prea bine că aveau de băut și cumva s-a mai redus și acum una poate să beau pe zi, de dimineață și atât. Important este să intri în acest timp. Pandemia asta m-a făcut să acumulez foarte multă experiență. Și am învățat multe chestii care nu credeam că o să le învăț în așa perioadă scurtă de timp. Și cumva mi-a crescut și rezistența, adică atâtea ture lucrate pe lună, mi-a crescut cumva rezistența și asta e o chestie normală ca medic să fie rezistent, să poată face față la tot munca care are.